Prima zi de Crăciun s-a terminat într-un mod violent pentru un bărbat în vârstă de 64 de ani din Oniceni care a fost bătut și înjunghiat de către un consătean în vârstă de 45 de ani. Bărbatul a fost adus cu ambulanța la spitalul din Roman pe 25 decembrie în jurul orei 16. Prezenta traumatism craniocerebral, traumatism craniofacial, traumatism uh, toracic, multiple plăgi înjunghiate, hemitorace drept, uh, hematom epicranian gigant parietal stâng, Posibil pe fondul temperaturii scăzute era și în hipotermie. A fost adus în stare comatoasă. Momentan este internat în ATI, stabil, conștient. Deci, practic a ieșit din starea de comă. Inspectoratul de poliție județean Nams transmite faptul că victima a fost găsită în șoc hipotermic de către o vecină care a chemat imediat ambulanța. Victima nu vrea să depună plângere împotriva agresorului motivând că sunt vecini. Medicii au confirmat pentru organele de cercetare că bărbatului nu i-a fost pusă viața în pericol. Polițiștii fac cercetări în cadrul unui dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire și alte violențe.